Astăzi preparăm rulada cu crema de fistic, cu Nutella și cu dulceață. Avem nevoie de următoarele ingrediente: 4 albușuri, 4 gălbenușuri, 100 de grame de zahăr, 60 de grame de făină, 40 de grame de amidon și 50 de mililitri de ulei. Începem cu albușurile. Cu un mixer le zbatem bine, bine, bine. Acum adăugăm zahărul. 100 de grame de zahăr. Și mixăm. Până se întăresc. Deci asta este consistența. Nu. Uitați. Nu trebuie să cadă din bol. Acum adăugăm gălbenușurile. Și le amestecăm ușor. Cu mișcări de jos în sus. Adăugăm și uleiul. Amestecăm. Acum adăugăm amidonul, făină și cu mișcări ușoare le incorporăm. Într-o tavă cu dimensiuni de 34x44, punem compoziția noastră, o întindem bine. Și dăm la cuptor la 180 de grade, circa 15 minute. Lăsăm să se răcească. Și acum umplem cu cremă de fistic
Lăsăm să se odihnească puțin. Tăiem marginile și apoi decorăm cu cremă de fistic. Ingredientele sunt doar pentru o porție, pentru o ruladă. Rulada cu fistic este gata. Am făcut un alt blat pentru rulada cu Nutella. Umplem, rulăm, tăiem marginile și decorăm cu Nutella și cu zahăr pudră. Am făcut al treilea blat, care îl umplem cu dulceață. Eu am umplut cu dulceață de prune. Rulăm. Lăsăm să se odihnească. Și decorăm această ruladă doar cu zahăr pudră. Dintr-o fâșie lungă de hârtie de copt, o împăturim, cum vedeți în video, și apoi cu foarfecul tăiem cum ne place un model. Frunzurițe, floricele, circulețe, pătrate. Desfac, punem deasupra rulade și presurăm cu zahăr. Uitați ce frumos este! Acum eu am pus o fâșie lungă de hârtie. Și am mai presurat puțin zahăr pe părțile laterale. Și rulada noastră este gata. Aceasta este cu dulceață. Sper că rețeta v-a plăcut. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne vedem la următoare rețetă. O zi bună tuturor!